Superstițioși din fire, unii dintre târgujienii care mai aveau de plătit ultima tranșă a impozitului pe acest an au venit astăzi la Direcția Publică de Venituri ca să-și achite datoriile către bugetul local. De ce ați venit în ultima zi? Problemă financiară, nu sunt bani și am zis că în ultima perioadă chiar dacă am strâns cureaua, cum zicea domnul Ciorbea, să plătesc tot ce am de plătit. Aristică Dobre a venit pe ultima sută de metri să-și plătească impozitul de teamă să nu aibă parte de datorii tot anul viitor. Intrați fără datorii noul an? Da, fără datorii. E mai bine, zice, că dacă lichidezi, așa e o datină în strămoș, să nu intri cu datorii în anul nou. Am fost eu la primărie și mi-a spus că am o taxă de plătit. Vreți să intrați fără datorii noul an? Păi da. Pe urmă vin datoriile celelalte. Să-ți le plătim pe alea. Astăzi a fost ultima zi în care s-a lucrat cu publicul. Mâine și poimâine vor fi eliberate doar chitanțe de mână pentru cazurile de extremă urgență. Astăzi este ultima zi de plată oficială a impozitelor și taxelor locale și riscă majorări de întârziere după data de 30 în procent de 2% pe lună. Suma totală pe care instituția o are de recuperat este de aproape 10 milioane de lei. Fiecare târgujean are de plătit între 2.000 și 10.000 de lei. Recordul este atins de romii care au palate și mașini, dar nu plătesc impozite pentru ele, sub pretextul că sunt loviți de criză. Programul Direcției de Venituri va fi reluat pe 3 ianuarie 2012.